Super, mă băieții, bine v-am regăsit, bă băieții, la un nou videoclip. După cum observați, ne aflăm aici pe Behood. Aveți în descriere tot ce vă trebuie pentru a intra și voi aici pe server să ne distrăm împreună. Pentru clipul de astăzi am niște vești foarte, foarte bune. Am fost acceptat în News Reporters, după cum puteți observa, dacă dăm un email, Bianca ți-a acceptat aplicația ta. Da, prin urmare, peste câteva ore voi susține testele de intrare, să văd dacă voi fi acceptat, bineînțeles, dacă voi trece testele, pardon, pentru că acceptat am fost. Eu eram foarte sigur că voi fi acceptat, ținând cont că am un VH tank, am ore destul de multe și da, m-a avantajat foarte mult aceste chestii, însă să vedem la testul practic. Însă să vedem la testul teoretic dacă voi trece. Nu știu dacă este și test practic, urmează să vedem. Dar na, sper să fie totul bine, să trec, să nu iau vreun crei sau chestii de genul, sau să iau, sau să pic cu 3 din 3, pentru că ar fi super ciudat. Chiar îmi doresc să intru în facțiunea News Reporters. Într-adevăr, ai o responsabilitate destul de mare odată ce ești și poți să fii foarte ușor sancționat. Uitați, spre exemplu, din câte știu eu, că am mai fost în trecut când eram pe Behood News Reporters, puteai să fii sancționat dacă nu puneai un punct în anunțurile gratuite, însă nu mai știu absolut nimic din regulament, sunt efectiv paralel. Și vreau să vă mai zic că pe Bizon știți că am luat ban, mi-a răspuns adminul la amben și a zis banul rămâne. Din păcate, însă nu vreau să vorbim despre asta în clipul de astăzi, v-am zis așa ca să nu mai primesc întrebări, că știu că am primit destul de multe întrebări dacă am fost debanat. Ok, sper că am lămurit și asta. Bă, știți ce vreau să-mi iau, mă, VIP acum, mă, băieți? Deci de azi dimineață până acum am tot căutat, am tot cumpărat vouchere. Dacă dăm noi aici un vouchers, după cum puteți observa, avem 7 rar vouchere, 2 epic vouchers și un mythic voucher. Toate astea valorează 800 de PP-uri, că am calculat eu înainte. Am dat 4KK pe toate aceste vouchere, pe aceste premium points. Bă, na, eu zic că merită, că pana mea, puteam să fac altceva mult mai nașpa cu acele PP, cu acei bani, pardon, și na, să nu profit. Ok, astăzi ne vom lua un VIP account, este prima dată când îmi cumpăr VIP account, sper să fie ok, sper să nu regres, sper să fie totul ok. După cum observați, avem aici câteva mici beneficii, acces la nose VIP-uri, SVK, SETT, SETT Weather Replay, poți lua 2 pești și puteți face 2 ture la farm. Ok, ceea ce este un lucru destul de bun, zic eu. Haideți să ne activăm acele vouchere. Pac. Ce șmecher e așa când le activezi, pac, le-am cumpărat. Vom primi și pe e-mail, presupun. Mamă, câte d-astea am primit. Aoleu, ok. Dacă dăm noi acum un slash shop, ia uitați-mă, băieți, vedeți câte d-astea avem. Nu avem să ne luăm unul de ăsta, dar avem foarte, foarte multe. Da, băiatul îmi da cum se mise. Băiatul ăsta parcă vreau de la el să cumpăr niște PP-uri. Bă, deci efectiv eram în căutare. Deci eram disperat efectiv să caut să cumpăr niște premium points, niște vouchere, adică, și le făceam eu premium points. Efectiv am ajuns până la un moment dat, am dat pe 250, am dat pe 100 de PP-uri, 500 de KK, 500 de KK pe 100 de PP-uri, ceea ce este foarte, foarte mult, însă am vrut să filmez cât mai repede și clipul acesta. Ok, haideți să ne cumpărăm VIP account, este prima dată când îmi cumpăr în viața mea VIP account. Pac, gata, ne-am luat VIP account, backpack enable, felicitări, contul tău este acum unul de tip VIP. Și ne-am luat și 800 de PP-uri, backpack enable. Avem acces, ia să vedem la ce aveam acces, că am și uitat. Acces la slash nos, vipuls, vk, stt, setweather, vk, re, așa. Băieții, vă caut și pe aici VIP Plus, probabil o să ne luăm pe viitor și noi VIP Plus, dar urmează să vedem și acest lucru. Vă că am rămas fără benzină. Da, ne dăm jos. You have a new email, use email to read it. Ok, am primit acum toate e-mailurile astea pentru că am luat acele PP-uri. Ăsta este un skin premium, am dat pe în jur de vreo 2KK, 2KKK, 2KKK, așa. Și eu zic că merită, îți dă destul de multe avantaje. Haideți să dăm și un stat să vedeți cam ce se află pe la mine. 500 de KK în mână, în bancă am un KKK aproape, fără câțiva dolarei. Da, eu zic că mai am destul de bănuți, nu știu, să văd ce mai fac cu el, să fac ceva profitabil. Spre exemplu, cum ne-am luat acum acest VIP account. Revenim după ce intrăm în facțiunea News Reporters. Băieți, tocmai ce am terminat și eu testul aici News Reporters, am trecut la limită 2,5 din 3.
Da, eram sigur că o să trec, dar am cam fost la limită și sincer vă zic că aveam foarte multe emoții că poate era să pic. Am dat test cu Cosmin, acum na, să vedem, va trebui să primesc invite de la lider când va intra din câte am înțeles eu. Ia să vedem dacă este on Calejon. Nu am să vă arăt mai sus testul pe care l-am dat cu Cosmin pentru că nu este permis. Mai am de învățat anumite chestii pentru că nu știu regulamentul la perfecție, însă îl voi învăța pe parcurs. Sper să fie totul ok și sper să nu iau sancțiuni grave sau chestii de genul pentru că nu prea știu regulamentul destul de bine. Așa că da, urmează să vedem ce se va întâmpla. Acum așteptăm invite de la lider, nu știu exact, ia asta să-l întrebăm când primesc invite. Când intră Bianca, ok, bine, sau Calejon, eram sigur. Da, băi, oficial am intrat în News Reporters, acum, na, după cum v-am spus, sper să fie cu noroc, să nu luăm sancțiuni sau alte chestii. Da, am terminat testul, acum este totul ok. Bă, băieți, cam mai fost cu clipul din ziua aceasta, sper că v-a plăcut, dar dacă v-a plăcut, nu uitați să dați și pe acolo un like, un share și un subscribe, stai să văd ceva, ok. Oho, avem Sultan, mamă, la rang 3, iau, la rang 4, iau. Da, mă băieți, eu am văzut Mihai Nunez în data viitoare, dacă vreți episoade, bineînțeles, din News, Report, Ajuns cu Raport, cred că am să mai am și un cuvânt de destul de ok, da, și Mave la 3, te las aici, ok, mersi, da, mă băieți, eu am văzut Mihai Nunez în data viitoare, la următorul videoclip, v-am pupat, re!